În acest moment, România trece prin cea mai mare criză politică din ultimii 10 de ani, iar Partidul Național Liberal nu vrea să renunțe la orgolii. În situația în care țara noastră este distrusă din punct de vedere economic și sanitar, românii își doresc ca actualii guvernanți să plece, întrucât aceștia nu mai pot pune țara pe picioare. Românii îl acuză direct pentru criza politică din România pe președintele Klaus Iohannis. Schimbarea ministrului justiției a fost decizia lui, la fel cum tot el a vrut să meargă până în pânzele albe cu premierul Florin Câțu. Cetățenii români își doresc ca aceștia să plece. Cum vedeți ieșirea din această criză politică? Nu aș vrea să mai fie vreo ieșire. Numai dacă se schimbă guvernul, dacă se schimbă președintele, atunci da. Ar mai fi ceva. Eu nu prea aș vede numai o schimbare de guvern, o schimbare de guvern și să fie un guvern corect și nu corupt, cum am avut până acum, și să se dea interesul de cetățenii României. Eu nu lucrez aici în România, eu n-am nicio legătură cu țara asta de 20 de ani de zile. Eu îmi câștig existența din Germania și de unde pot și păcat. Și sunt mulți ca mine. Păcat că tineretul și copiii noștri n-au niciun viitor la noi în România. Foarte păcat. Noi, cetățenii români, suntem mai respectați în alte țări decât la noi în țară. Românii au deja un scenariu pesimist, întrucât aceștia consideră că țara noastră va fi cu greu salvată din cauza măsurilor aberante luate de actualii guvernanți. Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din această criză politică? Niciodată nu mai vezi. Numai ce a făcut Câțu ăsta, nu mai desface nici dracu. Ce să mai desfacă? A luat o grămadă de bani de copii din copiii noștri. O să plătească datoriile. Nu o să fie nicio ieșire, domnișoară. O să continue la nesfârșit treaba asta la noi în țară. Niciodată nu o să ieșim din așa zisa criză, pe ghilimele. V-ați săturat de actualul guvern? Eu nu l-am vrut niciodată, guvernul actual. Niciodată n-am vrut să fie la putere, dar asta e. Miza financiară este uriașă. Vreo 80 de miliarde de euro bani europeni și alte câteva miliarde din Angel Saligny. Criza politică din România din 2021 a început pe 1 septembrie 2021 între USR Plus și Partidul Național Liberal, membrii ai guvernului de coaliție al cabinetului Câțu împreună cu Uniunea Democrată Maghiară din România, la acea vreme condusă de liberalul Florin Câțu. Când o ședință de guvern a fost invocată de prim-ministru pentru aprobarea programului de investiții Angel Saligny.